Agricultorii din Italia sunt disperați. Culegătorii români nu mai vin la muncă în peninsulă pentru că în România ar câștiga mai bine. Astfel, culturile de căpșuni rămân neculese tocmai când au ajuns la maturitate și sunt lăsate să se strice, întrucât personalul angajat pentru recoltare nu este suficient pentru a acoperi toate suprafețele cultivate din zona de sud a Italiei. Câmpurile de căpșune din zona de sud a Italiei fierb, fructele sunt lăsate neculese pe plantație, iar temperaturile sunt în creștere și recoltele pot fi compromise. După ce în urmă cu aproximativ 20 de zile am abandonat 2 hectare cultivate cu soiul timpuriu Fortuna, acum sunt nevoit să repet această alegere dificilă, cu diferența că de data aceasta zonele rămase nerecoltate sunt cultivate cu soiul Sabrosa Candonga, considerat soiul cel mai reprezentativ și cel mai căutat de comercianți, a spus un tânăr fermier care cultivă căpșuni. Când ai o problemă cu forță de muncă, trebuie să te decizi ce parcelă să duci mai departe după ce ai investit timp și ai cheltuit multe luni. În doar câteva zile am abandonat 2,5 hectare pentru că nu pot ține pasul cu evoluția culturilor. Temperaturile mai ridicate și mai multă lumină accelerează procesul de coacere. Acest lucru face complexă recoltarea tuturor fructelor înainte ca acestea să ajungă nepotrivite pentru vânzare. În fiecare an, pe măsură ce sezonul se apropie de sfârșit, disponibilitatea forței de muncă este redusă drastic, deoarece mulți muncitori se mută în fermele de sâmburoase pentru rărire și cules fructe. De data aceasta însă se pare că lipsa de muncitori este cu adevărat critică. În comparație cu anii trecuți, există și un deficit de muncitori străini care preferă să rămână în țările lor de origine, parțial din cauza creșterilor salariale, a mai spus fermierul italian.